Bun regăsit la Magia Zilei. Astăzi vom vorbi despre vărsători și insomniile sale. Acest somn, semn zodiacal, este nefericit că toată lumea doarme și nu are cui să împărtășească ideile sale, despre care sigur că vor tăinui în istorie. Partenerul de viață va fi deseori trezit în miez de noapte pentru a fi informat ce gând anume a trecut în cap vărsătorului, iar vărsătorul are mintea plină de idei și se supără dacă nu va fi băgat în seamă, chiar dacă și-a deranjat partenerul. Vărsătorul crede despre sine că este o persoană aleasă și deseori fabulează pe tema asta ca să convingă pe cei din jur. Despre visele sale, de regulă, spune că sunt premonitorii sau că visează în culori scene întregi de viață. Vedeți așadar că fantezia de peste zi îl bântuie pe vărsător și în miez de noapte, ne lăsându-l să se odihnească, dar la rândul lui, ca să se răzbune poate, nu-i lasă nici pe cei de lângă el. Cam atât despre nativul vărsător și insomniile sale. Vă spun la revedere, vă dau o întâlnire la o nouă ediție Magia Zilei. Până atunci, încercați să trageți un pui de somn.